Anunțul despre intenția de canonizare a celor trei duhovnici a fost făcut cu prilejul comemorării a 14 ani de la trecerea la cele veșnice a preafericitului patriarh Teotist. Trei părinți care sunt deja propuși pentru a fi canonizați în anul 1000, în anul 2025, dar peste 4 ani, când se împlinesc 100 de ani de la obținerea rangului de patriarhie, 140 de ani, parcă, 1885 până acum câți ani sunt, de la obținerea autocefaliei. Și se va marca, dacă Dumnezeu rânduiește acest moment, prin canonizarea mai multor personalități ale vieții noastre bisericești, printre care cei trei pe care i-am amintit, care s-au născut în această zonă. Sperăm până atunci să avem și casele lor memoriale, ca pe lângă acele case memoriale închinate, știți dumneavoastră, personalităților din timpul istoriei, al literaturii, al muzicii, al picturii, să se adauge aceste cinci case memoriale: Patriarhul Teotist, Sfântul Ioan Iacob, Părintele Cleopa, Părintele Paisie și Părintele Dionisie. Părintele Ilie Cleopa s-a născut pe 10 aprilie 1912 și a trecut la cele veșnice pe 2 decembrie 1998. În decembrie 1929 se alătura obștii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare Vasile. În anul 1935 este luat în armată în orașul Potoșani. În 1936 se reîntoarce la schit și este uns în monahism pe data de 2 august 1937, primind numele călugăresc de Cleopa. În anul 1945 a fost numit oficial egumen al schitului Sihăstria. În anul 1948, urmărit de securitate, se retrage pentru 6 luni în pădurile din jurul mănăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareț al mănăstirii Slatina din Suceava. Întemeiază aici o obște care numără peste 80 de persoane. În anul 1959, se retrage pentru a treia oară în Munții Neamțului, unde își petrece următorii 5 ani. Revine la mănăstirea Sihăstria în toamna anului 1964 ca duhovnic al întregii obști și povățuiește fără întrerupere atât călugări cât și mineri timp de 34 de ani. Părintele Dionisie cel Orb de la Colciu este de asemenea considerat unul dintre cei mai de seamă părinți asceți contemporani ai Sfântului Munte Athos. S-a născut în Vorniceni, în județul Botoșani, într-o familie de țărani, fiind foarte apropiat de fratele său Gheorghe, mai mare decât el cu 10 ani, Dumitru l-a urmat în viața monahală, mai întâi în România, începând cu anul 1923, și apoi la Muntele Athos, 3 ani mai târziu. Părintele Paisie Olaru a fost un mare duhovnic ortodox român. S-a născut pe data de 20 iunie 1897. În anul 1921, Petru a intrat în viața monahală la schitul Cozancea și și-a schimbat numele în Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în 1947 preot. În același an s-a retras la mănăstirea Sihăstria, unde a devenit duhovnic al întregii obști până la sfârșitul vieții sale. Între anii 1972 și 1985 s-a nevoit ca sihastru la schitul Sihla, iar în ultimii 5 ani de viață s-a întors bolnav în chilia sa de la Sihăstria. A trecut la cele veșnice în noaptea de 18 octombrie 1990. Anul de canonizare al celor trei sfinți este 2025. Acesta nu a fost ales întâmplător. Peste 4 ani se împlinesc 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și 100 de ani de la obținerea statutului de patriarhie. Până în anul 2025, în județul Botoșani vor fi amenajate în memoria celor trei duhovnici tot atâtea case memoriale.